poveste interesantă. În timpul conflictului din Ucraina aveam un contract în derulare care n-a mai putut fi executat deoarece partenerul asiatic n-a mai fost într-o măsură să livreze semiconductorii de care aveam nevoie. Și atunci am stabilit un contract direct cu compania Microchip și a început o cursă, contract cronometru, în care noi am produs aceste componente. Nu a fost deloc ușor de obținut chipurile cu pricina, era și o cantitate foarte mare de chipuri. Tot cu ajutorul companiei Microchip am reușit să prioritizăm proiectul, fiind unul educațional, ei au fost interesați și ne-au ajutat. Totul a început în anul trecut, prin octombrie, când am avut o întâlnire cu domnul profesor Bologa, care ne-a prezentat ideile lui, ne-a prezentat proiectul în mare, urmând ca în decursul a două luni să definitivăm toate aspectele tehnice care au fost și de natură comercială și să putem da drumul la proiect propriu-zis. Acest modul didactic este o plăcuță de programare cu ajutorul căreia putem programa de așa numite LED-uri care sunt unități optice sau putem să includem pe această plăcuță un motor, de exemplu, pentru a vedea cum funcționează sau anumiți senzori. Sunt senzori de umiditate, de temperatură, de lumină. Vor avea probabil ocazia să vadă toți senzorii care se pot testa. Au fost distribuite echipamente în 5400 de școli, practic în majoritatea școlilor gimnaziale din România. Echipamentele sunt destinate în special cadrelor didactice din domeniul informaticii, al fizicii, însă sunt și alți profesori care au manifestat interes și le folosesc. De exemplu, în zona tehnologiei, în zona chimiei și alte discipline care pot avea în mod tangențial nevoie de echipamentele respective. E de menționat că BCR a sprijinit și producția plăcuțelor care au fost distribuite în școli. Pentru noi a fost un motiv de bucurie văzând că putem să lucrăm pentru o firmă românească, noi fiind la fel o firmă 100% românească, și e unul din dorințele noastre de a avea cât mai mult clienți din România care să facă produse pentru România, nu doar pentru afară. Având în vedere că am și un băiat care este tot în școală, a fost un motiv de bucurie, ca să zic așa, că vom începe să avem așa ceva în școli. Sperăm ca proiectul să meargă cât mai departe și să se extindă la un moment dat. Este un produs destul de complex, fiindcă implică și anumită programare, dar noi considerăm că putem să facem la fel de multe, poate dacă nu și mai multe. E dovada clară că se poate. În acest moment România este una dintre puținele țări din Europa de Est care a distribuit plăcuțe educaționale pe scară largă. Probabil țara cu cele mai multe plăcuțe educaționale în școlile gimnaziale din Europa de Est. Putem într-o oarecare măsură să ne comparăm cu unele țări din vest.